Bine ați revenit! Un vector poate fi înmulțit cu un scalar. Produsul va fi un vector care are aceeași direcție cu vectorul inițial, iar modulul egal cu modulul vectorului înmulțit cu scalarul. Folosind această operație, un vector poate fi descris cu ajutorul unui vector unitate, numit versor, cel notat cu I în desen. Acesta are modulul egal cu 1. Vectorul V poate fi scris ca modulul lui înmulțit cu versorul I. Deci versorul I ne arată direcția și sensul vectorului. Dacă lucrăm într-un plan, avem nevoie de două axe, o X și o Y, iar versorii care le corespund sunt I respectiv J. Și în acest caz, vectorul V poate fi scris, așa cum vedeți aici, termenii din dreapta fiind proiecțiile lui pe cele două axe. Această expresie se numește expresia analitică a vectorului V. Dacă lucrăm în spațiu, folosim trei axe, o X, o Y și o Z. Versorii care le corespund sunt I, J și K, după cum vedeți, iar expresia analitică a vectorului V este acum cea pe care o vedeți. Adunarea a doi vectori se face cu regula paralelogramului. Se translatează un vector astfel încât să ajungă cu originea în originea celuilalt, iar vectorul construit pe diagonala care pleacă din originea lor comună a paralelogramului care se formează este rezultanta celor doi vectori notată R. Modulul rezultantei se calculează cu relația pe care o vedeți, unde alfa este unghiul dintre cei doi vectori, iar calculul analitic al rezultantei se face cu această formulă. Dacă sunt mai mulți vectori, adunarea se poate face grafic cu regula poligonului. Se pun vectorii unul după altul pentru a forma o linie frântă, iar rezultanta este vectorul care pleacă din originea primului vector și are vârful în vârful ultimului vector. Scăderea vectorilor se face cu regula triunghiului. Diferența notată D este vectorul care are originea în vârful scăzătorului și vârful în vârful descăzutului. Modulul ei se calculează cu formula pe care o vedeți, iar calculul ei analitic se face cu această formulă. Vectorii pot fi înmulțiți între ei în două moduri. Avem produs scalar și produs vectorial. Produsul scalar a doi vectori este un număr, nu este un vector, dat de relația pe care o vedeți și îl putem calcula analitic astfel. Iar produsul vectorial este un vector notat în acest desen cu P. El este perpendicular pe planul determinat de cei doi vectori, are sensul dat de regula burghiului, îl rotim pe A peste B, și modulul dat de relația pe care o vedeți, iar produsul vectorial este descris analitic de această relație. În următorul curs scurt voi vorbi despre mișcare. Pe curând!